Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2011-2012, în calitatea sa de director al Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, Remus Mitrea a pretins diverse sume de bani de la mai multe firme în schimbul eliberării autorizațiilor de mediu. Mai exact, pe parcursul unui an, directorul a reușit să strângă 1,5 milioane de lei, dar și 12.000 de euro din șpagă. Banii au provenit de la societăți de construcții, dar și de la firme care au înființat parcuri eoliene. La rândul său, Remus Mitrea a oferit mită pentru ca firmele pe care le controla să fie favorizate și să obțină contracte pentru lucrări finanțate din fonduri europene. De asemenea, directorul a finanțat și campania electorală de la alegerile locale din acest an. El și-a susținut unchiul care a candidat pentru o funcție de primar într-una din comunele județului, dar și pe liderul PSD care a candidat la funcția de președinte a Consiliului Județean. Din anul 2008, Remus Mitrea este directorul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui și în această perioadă a trecut pe rând pe la toate formațiunile politice, pe la PSD, PDL, UNPR și din nou la PSD și a dat diverse favoruri pentru a-și păstra funcția. El riscă acum să stea ani grei după gratii și asta pentru că este cercetat pentru dare și luare de mită în formă continuată, spălare de bani și abuz în serviciu.